Apropo de legea salarizării și de reechilibrarea salariilor între diferitele categorii de funcționari, aici vom avea deja miercuri o primă discuție în guvern pe câteva variante de abordare. Și aici vă spun foarte deschis și sincer, am mai spus-o deja public. Multă lume se întreabă de ce am tot prelungit prezentarea acestui proiect de lege. Pentru că ceea ce noi am moștenit în guvern, ceea ce a fost lucrat precedent în anul trecut, noi am considerat că din punct de vedere bugetar nu este aplicabil. Că avem nevoie de o lege, de o lege care să ducă la o reechilibrare și chiar la o regândire a sistemului de salarizare în funcția publică, dar n-aș vrea să venim cu un proiect de lege pe care să-l adoptăm și să aibă soarta proiectul de lege din 2010. Avem odată soluția aceasta a mobilizării resurselor bugetare până în 2020, limitate așa cum sunt, și să vedem ce putem face cu ele și să gândim, deci, o lege pe 4 ani pornind de la un nivel de salariu minim și de acolo în sus să vedem ce și până unde putem reechilibra lucrurile. Sau o altă abordare la care ne gândim la fel foarte serios, în măsura în care considerăm că nu putem pune pe masă un proiect de lege al salarizării unitare realist, multianual, cu șanse de aplicare, să vedem ce putem face în anul care vine, cu resursele pe care știm că le putem mobiliza cu proiectul de buget pe care îl vom propune, și să venim cel puțin cu această primă fază a reechilibrării, urmând să gândim apoi, sau să gândească viitorul guvern, viitorul parlament, în funcție de ce își asumă și din punct de vedere al politicii bugetare, o continuare a acestei abordări.